Modelarea cuperișului se poate face în mai multe metode. Dacă am elemente 3D, acestea sunt foarte libere, le pot muta, roti, așeza unde am nevoie. Dacă, în schimb, vreau să lucrez cu funcții de arhitectură, cum ar fi chiar funcții de creare șarpantă, atunci trebuie să creez un plan de acoperiș. Deci elementele de arhitectură sunt elemente care își iau dimensiunile în funcție de structura de clădire, care îi dau cote standard, sau în funcție de planuri libere, care dictează cote peste structura de clădire, sau planuri de acoperiș, care sunt o particularitate a planurilor libere. În cazul de față voi face un acoperiș în două ape, ce vor urmări coordonatele grinzii de cadru. Asta înseamnă că orice element de arhitectură trasez printr-un desen în care există planul de acoperiș, se mulează după acele parte. Să și facem lucrul acesta. Voi deschide un nou desen. Să zic că structura acoperiș. Să las pe gri celelalte desene să nu mă încurce. Sau pot, de fapt, să-mi păstrez doar grinzile, restul doar îmi complică vederea. Și ziceam că ne ocupăm de prima jumătate, să acoperim printr-un plan de acoperiș. Plan de acoperiș se face intrând în arhitectură și avem zona aceasta. Planuri acoperiș sau planuri libere. Deci, după cum ziceam, este un plan ce va dicta poziția elementelor din modulul de arhitectură. Nu influențează poziția elementelor modelate 3D. Aleg plan acoperiș. Iar planul de acoperiș funcționează în felul următor. Desenez forma planului. Deci o vedere în plan, după care indic pante sau unghiuri pe diferite muchii. Și program o să facă intersecțiile și îmi rezultă în final la acel plan de acoperiș. El va desena, va pleca din, are o cotă inferioară, o cotă superioară și o cotă streașă. Și ca să fac o schiță pentru o căsuță, că în general acolo se folosește în mod normal planul de acoperiș. Când desenez acest plan de acoperiș într-un desen, el va dicta următoarele cote. Va fi o cotă inferioară, deci de unde mi-ar începe un perete. Avem o cotă streașină și apoi o cotă superioară, care poate fi mai sus de acoperiș sau mai jos de acoperiș. În mod cert, programul se oprească când dă de cota superioară. Deci dacă cota superioară este mai sus de intersecția apelor, nu o să urce mai mult acoperișul. Dar dacă e mai jos, va face o plafonare. Sunt mai multe metode prin care induc pantele. Ori aleg acoperiș drept și asta înseamnă că indic o margine și îmi pleacă sub un unghi panta respectivă. Sau pot să dau prin două puncte și atunci doar menționez coordonatele acelor puncte. Deci fac un click în plan, tastez coordonata, fac un click în altă parte în plan, tastez coordonata și așa se obține planul înclinat. Cum o să și fac aici, că sincer nu știu unghiul sau panta acestei grinzi. Și îmi este mai ușor să zic că acoperiș prin două puncte. Bun, în prima fază trebuie să dau formă. Forma se poate face și cu contur automat, dacă este o formă foarte complicată, sau desenez poligonul prin puncte. Eu acum o să mă apropii de aceste punctulețe ca să am un indicator. Mă duc pe intersecție și s-a prins intersecția. Deci fără clipuri doar ținem deasupra, apar cruciulițele astea și punctul de intersecție. Și dau un escape. Momentan nu e nimic spectaculos, este doar un volum. Cota inferioară, v-am zis, influențează, dacă pun un perete, el să înceapă din cota inferioară. Deci ar vrea un
perete pentru un ultim nivel sau pentru o mansardă care se muleze după acoperiș, atunci el are o cotă inferioară și o cotă superioară, cel preiat din aceste forme. În cazul de față, cota inferioară poate fi orice, că nu mă voi raporta la el, deci poate fi fie 2,5, fie pot să o aduc la acest nivel. Ca să aflu o cotă, folosesc sistemul de măsurare, măsurare coordonate, și avem aici coordonata Z. Deci o să-i zic 10,2, inferiorul, evident superior trebuie să fie mai sus. Până oricât, valorile le pot și copia ca să nu le rețin dacă dau măsurătoare coordonate. Pot să copiez această valoare cu butonul copiere valoare și dau un paste. Deci el momentan se va dezvolta, va începe de aici planul de acoperiș și urcă până în 12 metri, că atâta i-am dat. Pot să dau și mai puțin. Ce mă interesează este să creez niște pante prin care ajung la punctul ăsta de pe coamă. Cum voi proceda? Am desenat forma și acum indic prin punct, se referă de unde plec cu o anumită coordonată. Deci trebuie să indic pe plan un punct și apoi să menționez înălțimea acelui punct. Ori o cunosc, că e 10,2, fix, de fapt nu e 10,2, va fi punctul ăsta de deasupra. Ori o măsor din coordonate, ori pot să o indic pe elevație. Și-a luat înălțimea de acolo. După care, al doilea punct este aici, în mijlocul grinzii. Am făcut click în plan și acum fac click și pe elevația aceasta. Și acum mă întreabă de unde să obțin. Deci el știe că plec din punctul ăsta cu o cotă, ajung în punctul ăsta care are o cotă mai mare, dar pe ce margine? Prin ce margine fac tranziția? Și fac un click pe această margine. Momentan e doar într-o apă acoperișul, deci trebuie să indic și în partea cealaltă. O să fac similar. Deci fac un click în plan. Înălțimea acestui punct o dictez pe elevație. Fac al doilea click aici în centrul grinzii și indic punctul superior. De fapt, aici e punctul superior al grinzii. Și acum, înclinare pe margine, dau un click pe această margine. Bun, ceva nu a fost chiar corect. Mai vedem o dată. Da, să-i înalț ăsta mai mult, să nu creeze confuzii. Da, să-i dăm un OK și să-l edităm făcând dublu click. Deci linia de coamă ar trebui să cadă pe mijloc dacă plec din acele coordonate. Deci am indicat punctul acesta cu coordonata de aici, aici pe care apare bună. Al doilea punct va fi aici, cu coordonata maximă și înclinarea marginii să plece din zona aceasta. După care, pe partea cealaltă, avem linia aceasta, indic înălțimea punctului, e de aici. Iar pentru punctul superior ar trebui în zona aceasta cu înălțimea grinzii și indic marginea. Acum a făcut corespunzător. În general se face mai ușor dacă știm panta sau calculăm panta, măsurăm unghiul, îmi punem direct unghiul aici, unghiul aici și se unesc. Acum voi da doar închidere. Ce vedem nu e nimic spectaculos, e greu de înțeles că am făcut efectiv ceva, deci practic asta e o construcție virtuală. Însă ca să înțelegem cum funcționează această construcție virtuală, o să pun o învelitoare. Aleg învelitoare. O să-i dau și o suprafață mai frumoasă. Și în general de planul de învelitoare este responsabil arhitectul, deci el trebuie să vă dea pantele acoperișului. Bine, aici o structură industrială, nu e mare lucru, dar el se ocupă în general de partea de plan de acoperiș și noi facem șarpanta sau structura de rezistență a acestuia. Bine, pun țigle pe o hală, doar așa, ca să înțelegem
cum se mulează un element de arhitectură pe planul acesta. Deci, practic, el și-a luat panta din construcția aceasta virtuală. Și ca să înțelegem totodată cum funcționează, o să șterg stratul de învelitoare, o să fac o grindă obișnuită cu modulul de arhitectură, deci o grindă care ascultă de cotele nivelului în care se află. O să o las așa, deci inițial nu o să arate că o grindă o să fie de la 0 la 10 metri ca setare, în mod normal când am... Sau, îi dau doar înălțimea, se dau grosimea. Deci am o grindă care își preia cotele din cota superioară standard, însă când se află sub un acoperiș, îl ascultă pe acesta. Deci el, e o grindă care are cota superioară 10 metri, că atât a preluat din planul standard, și înălțimea grinzii, înălțimea elementului, este de jumătate de metru. Și o să trasez o grindă aici, orizontală. Ce e de observat la aceasta este că e rectilinii, deci nu are nicio variație. Însă, în momentul în care eu o mut sub un plan de acoperiș, el pe bucata cu plan de acoperiș ascultă de panta acoperișului. Deci, practic, ea se mulează după acoperiș. Să-i dau o culoare mai intuitivă. Deci, practic, el pe zona de acoperiș a prins alte cote. Deci am altă cotă superioară, am o pantă, deși eu am trasat-o dreaptă. Și în maniera asta se pot lucra diferite pante, fiindcă planul de acoperiș rămâne parametric, pot să schimb coordonate și atunci să ajustez întreaga clădire. Adică, inclusiv dacă am un stâlp, stâlpul se ducă până în planul superior, planul superior, dacă este variabil, și stâlpul va fi variabil. Deci aceeași discuție este și dacă trasez un perete, el se mulează pe acest plan standard. Și asta ajută foarte mult. O alternativă este planul liber, care este un plan care pur și simplu dictează cotele colțurilor. Și genul acela de plan liber poate fi util la o construcție multietajată când am niște coborâri și urcări de plăci. Deci când am o defazaje, pot să fac plan liber pe zona respectivă și atunci ele coboară. Pot să le dau și pantă să coboare mai lin. Dar desenul în sine este plan. Deci eu desenez în plan, dar planul de acoperiș, ca funcție, o să adapteze lucrurile. Bun. Și o să continuăm cu niște elemente. Acum, denumirile sunt de șarpantă și eu fac un mic artificiu. Adică, practic, nu-l fac ca o șarpantă. La o șarpantă aș pune căpriorii pe direcția aceasta. Nu o să pun căpriorii încă, ci o să pun astereală, că astereala vine perpendiculară pe căpriori. Iar asterele o să-i dau, de fapt, secțiunea panei mele și distanța interact, și atunci o să rezulte panele metalice cu profilul respectiv, urmând planul de acoperiș. Pentru construcția unui acoperiș în alt plan, avem un modelator special. Și am zis că folosesc funcția stereală, fiindcă este utilă în cazul acesta. În general, stereala vine peste căpriori. Acum mă întreabă în ce plan, fac un click pe acest plan, intru în setările acestei funcții și aici implicit avem dreptunghi. Dreptunghi la care pot să dau înălțimea și lățimea. Deci funcțiile acestea de acoperiș sunt ceva mai speciale, nu sunt ca cele obișnuite de arhitectură, prin faptul că dau dimensiunea secțiunii, iar ele pur și simplu se mulează după planul de acoperiș, după care pot să fac niște extinderi sau niște ridicări și coborâri față de planul de acoperiș. Fiindcă nu vreau dreptunghi, ci am zis că folosesc o secțiune laminată, mă duc în profil, și aleg un IP 180, nu, IP 80, nu știu, orice profil. Deci mă duc în birou, de fapt în birou, în standard. Cred că e pus un filtru aici de nu le găsesc pe toate. Standard, obiecte 2D,
structuri la roșu, construcții metalice. Și aici o să aleg, pot să aleg un oțel, secțiuni rotunjite sau pătrate. Și aleg un IPE. Vezi, un IPE 80. Și am aici secțiunea încărcată. Dacă vrem altă secțiune pe care nu o găsim în bibliotecă, o putem salva noi în bibliotecă. Deci orice secțiune 2D se poate salva în bibliotecă și utiliza pe urmă ca secțiune transversală pentru elemente de arhitectură. Așa cum putem avea orice secțiune 2D și să extrudăm și să obținem un volum 3D. Aici la lucrări o să pun ori acoperiș, ori construcții, confecții metalice. Material, pot să dau un material. Și la fel, la stil de suprafață pot să-i dau ceva, metal. Și suprafață, pot să aleg o suprafață metalică. Bun, ca în orice fereastră, dacă am văzut că am foarte multe setări și am lucrat mult, în special la confecții, lucrări materiale, recomand să salvați aceste setări. Zic pane. Pane. Pană. De fapt, zic, da, pană metalică. Astfel încât când am diferite configurații, că pun chiar astereală sau fac o pană metalică, pot să-mi încarc favoritul ca să încarce majoritatea setărilor, încât eu să modific doar esențialul, profilul sau alte lucruri. O să mai revenim și la înălțime superioară peste acoperiș. Vreau să văd cum îl poziționează. Și practic o să-i fac distribuția. Deci o să fac un click de unde încep cu distribuția, îmi punem cu punct negru și până unde vreau să ajung, dau un Enter. Și acum o să vineți foarte subțiri panele astea și o să trească să le mai ridic. Mă duc în proprietăți, eventual schimb secțiunea. Și am aici înălțime peste acoperiș. Introduceți punct pentru marginea inferioară. Aleg. Deci pot să introduc vizual ce cunosc, cota superioară sau cota inferioară. Și știu cota inferioară, vreau să o introduc. Și dau un click aici. Și atunci am făcut o extindere, de fapt, față de cota aia m-a urcat cu 16, cu înălțimea profil. Îi dau OK. Și acum pot să dau interaxul. Adică le punem la 1,5 m. 2 metri. Sau putem impune numărul de bucăți, oricare din variante, și că apoi le mai putem muta în plan, deci ține de noi. Și oricum pot să aleg ce se întâmple cu restul, că observați că el o să împartă la distanță. Eu aici am o distanță oarecare. Am zis că vreau la 1,5, am multiplicat de, am 7 și rămâne un rest de 30. Restul ăsta pot să stabilesc ce să facă. El are număr fix, distanță fixă de la început, adică mi-a pus unul fix aici unde nu-mi trebuie, adică e nasoală zona. O să-i zic să distribuie egal. Deci pot să zic restul ăsta să-l ducă egal. Sau pot să-i impun o distanță față de început. Zic să-l lipesc aici la început, ca să stau cu el pe o talpă de asta, să am o rază mai mare. Asta dacă vreau la un pas regulat. Eu pot să plec cu ele așa cum sunt și după să le mai apropii. Fiindcă în final sunt o combinație de elemente 3D și elemente de arhitectură. Dacă sunt mulțumit de ele, ia să vedem aici că am luat mai multe. Mă contează să mai puține una, două, trei. O să las 7. Dacă arătau mai bine, deci ori impun numărul și își calculează distanța egal, ori eu o pun la un pas regulat. O să-i dau închidere cu salvare și atunci mi-a pus elementele. O să le mai fac mici modificări chiar pe elevație, aici stă destul de bine. Aici o să o mut un pic.
din față până în jumătate. Ok, și o să fac un filtru să nu agăzi în greșeală și planul de acoperiș, copiere simetrică. Am zis, deci comandă copiere simetrică și filtru, ca pe monitor cu rezoluție sub HD, butoanele duse, nu ajunge monitorul. Deci o să mă duc pe partea asta, pe filtru. Să aleg un filtru după element de arhitectură, să fie astereală. Ok. Și condiția ok, se aplicare tuturor elementelor. Ok, și îmi caut linia asta de mijloc. Deci, practic, ele se mulează după acoperiș. Deci, dacă l-am lucrat pe acesta, pot să copiez elementele, fiindcă ele se duc după nou plan de acoperiș. Iar dacă încep să fac modificări acoperișului, o să se actualizeze și elementele. Atunci e destul de ușor de lucrat. Cred că o să le schimb totuși textura, să le fac mai vizibile, că nu-mi place suprafața asta. Deci oricând pot să intervin, să schimb pasul, să schimb secțiunea și așa mai departe. Că ele rămân parametrice, atât repartițiile, cât și parametrii legați de secțiunea transversală. Ok, și aici pot să iau o decizie să le mai depărtez, că ce se întâmplă în momentul în care am revenit pe parametrizare, atunci el le pune după regula dictată de mine, adică la 1,5 m și cu restul distribuit egal. Deci dacă fac mici alterații de genul acesta, automat trebuie să le reajustez. Deci e flexibil, dar dacă intru iar pe parametrizare, face după o regulă matematică. Și în mod similar o să dispun niște tiranți, nu foarte precis, o să îi dispun sub formă de căprior. Mergem la roșu și o să aleg căpriori. Îi fac un click pe planul de acoperiș. Intru în secțiuni și aici o să caut o țeavă sau ceva plin. Mă duc în profil. Dacă vreau chiar un cerc plin, adică un tirant, o armătură, trebuie să desenez un cerc 2D și să-l salvez în bibliotecă și apoi îl pot utiliza. O să aleg acest profil. La fel pot să pun lucrări și recomand să puneți lucrări ori în etapa de modelare, ori la final puteți atribui lucrări, pentru că în funcție de asta o să vă facă listele de cantități și inclusiv costuri. Dacă puneți, o să apară. Deci, dacă puneți prețuri pe material, pot să vă arăt un grafic cu o simulare a costurilor și vedeți câți bani intră în structură, cât intră în finisaje, cât intră în pane, în acoperiș și atunci se poate lua o decizie unde ar trebui optimizat sau făcut modificări. Deci, o să caut confecții metalice, material. Și o să aleg o secțiune de metal. O să-i dau OK. Și acum distribui după muchia cealaltă. O să-i pun mult mai rari. Știu, la 6 metri. La 3 metri. Și după pot să-i mai aranjez să aibă o logică cum îi dispun. Adică în jumătate din deschideri.
O să las așa în prima fază și după ajustez în plan. Ele oricum trebuie să se lege cu panele cumva. O să-i ajustez un pic. Deci pot să-i agăț de aici, agăț un punct de mijloc și apoi clic dreapta, punct de mijloc, ca să centrez. Ok, asta elimin. Acum o să-i șterg și pe ceilalți, practic o să vină așa și copiez pe cel care se repetă. Deci o să-i zic copiere și o să-i fac una, două, trei copii. Selectez elementul, îl agăț de un punct cunoscut, îi zic că vreau de 3 ori să-mi facă mișcarea asta și îl dispun aici. Iar pe ultima deschidere îl pot oglindi. Apoi, ca să oglindesc și în partea cealaltă, utilizez un filtru după arhitectură. Căpuiori, așa s-au făcut elementele acestea. Și fac un clic pe o linie de simetrie. Iar dacă vreau să-i ridic într-un plan corespunzător, acum îi vin pe sub, pot să fac pe vederea asta, la fel cu filtru, și ridic să cum. Și acum secțiunea e foarte mare, în general se pune doar un cablu sau un oțel beton. O să las așa momentan și voi oglindi. Deci partea aceasta o să o duc și pe cealaltă deschidere. Filtru. De fapt, niciun filtru, o să oglindesc cu totul, pentru că grinzile sunt pe desen pasiv. Deci facem o copiere simetrică. Selectez acoperișul. Și am dus panele și în partea cealaltă. Și în continuare o să mai adăugăm niște accesorii pentru acoperiș.